Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu ultimele schimbări de la site-ul VCX. În primul rând, s-a schimbat bonusul, de aceea cine încă se mai gândește, nu pierdeți timpul, că când o să vă hotărâți la înregistrare, deja nu o să fie cum era în primul video 100 de monete, azi se dau 50 de monete, iar peste câteva zile poate fi deja 25 pentru înregistrare. La fel și pentru persoane care le invitați, bonusul tot se schimbă în jumate. Era 200 de monede, pentru fiecare persoană deja se dă 100 de monede. Dați intru în cont. Lexig-in. Și parola. Intrare în două etape. Cine a uitat? Și deci uitați-vă, ce s-a mai introdus aici? S-a mai făcut bara aceasta ca să vă arate cam unde sunteți cu monetele. Orientativ și... Deci eu am 25 de persoane care s-au înregistrat după invitația mea și am deja 4600 de monede adunate. Deci, vedeți, deja pentru 25 de oameni aveți 2500. Deci împărțiți 2500 la 25 și să primiți cu 100 de monede se dă pentru un invitat, nu 200 cum era până acum. Și deci în cazul meu am 4600. Cât o să fie? Deci eu deja undeva la 27 de dolari pe lună a venit pasiv din monetele acestea care le am acumulate deja după calculatorul lor. Deci ei orientativ spun că 10 monete va costa 1 dolar. Deci 4600 împărțim la 10, undeva 460 de dolari. Valoarea monetelor care le am eu. Și cum am spus, în afară de bonus care îl primim, noi avem încă din referral dublu și mai sunt încă două posibilități de a acumula monete. Uitați-vă și apăsați pe tweet și dacă faceți un link, în Twitter mai primiți monete. Dacă faceți și a doilea variant follow, iar mai primiți. Deși, dar cât că nu prea des poate făcut acest lucru. Cât și cum se dă pentru acest lucru la bursă. Aici ea. Puteți să citiți. Deci din 4 direcții primești să poate de adunat monede. Cam atât ce am vrut spun, că sunt schimbări, numai bine.